Bună ziua! Ok. Hello, hello! Eu nos bobiți. Vă salut! Ok, bun. Am un domn operat în 2018 de tumoră cap femoral. I-a pus o proteză identică cu cea de, știu eu, de artroză, coxartroză. Are tensiune în șoldul drept. La voi se vede invers pentru că e camera întoarsă, da? O să vă arăt, noi am făcut numai partea superioară și am zis să dăm drumul pentru că era un subiect interesant. Ok, bună ziua, vă salut! Eu am mai făcut și ieri un live, dar pe Instagram, dacă vreți să-l vedeți, este pe contul meu, ionuț.bobiț. Bun, e un subiect interesant cel de ieri, am arătat și o tehnică nouă cu care mă joc de câteva luni și o să vă arăt și astăzi. Ok, bun. Deci, operația este pe acest picior. La noi e dreptul, la voi se vede stângul. Deci, proteză de șold. La pacienții cu proteză de șold, ideea este să nu se facă mișcarea aceasta cu genunchiul spre interior, pentru că iese presiunea să face pe șold înspre exterior. Deci, ei sunt îndrumați să facă această mișcare, genunchi spre interior, pentru că proteza în genunchi exterior, proteza îmi împinge spre interior și atunci riscurile sunt zero. Ok, deci, avem așa, la mișcarea asta, da? El e mobilitat, din punct de vedere al mobilității, e foarte bună, dar are tensiune și disconfort. Da. Și arde, ce să spun? Arde. Ok, deci arde pe dedesubt și aici am înșinat. Acolo, da. Ok, bun. Bun, lasă-mă ale. Dacă îl ridic aici, o să ridic un pic în exterior. Doare ceva? Nu. Acum. Acum unde doare? Doare genunchi. Ok, da? Este și genunchiul afectat pentru că, spre exemplu, satoriusul, ăsta croitorul, care pornește de aici din sias până jos în genunchi, el de multe ori îmi schimbă și poziția genunchiului. Ok, bun. Asta? Oare? E bine, nu? Ok. Aici? Totul bine. Bun. Întoarce-te cu fața încolo. Poți să stai așa pe parte, nu? Da. Nu mult timp. Nu mult timp. Nu durează mult. Vino spre mine. Aici spre mine. Repoziționarea lombarului, să vedem cum e șoldul. Ia mâna. Cum? Mai bine. Ce s-a schimbat?
Ce s-a schimbat? Că nu mai ține aici. Nu mai ține acolo. Arsura în spate mai. Arsura persistă un pic aici. Aha. Bun. Acum. Te pui pe burtă. Da? Vezi și musculatura spatelui, paravertebralii, ți-s asimetric crescuți, pentru că tu ai forțat mai mult piciorul stâng și atunci răspunde lombarul drept. Da? Da. Ok. Trebuie să lucrezi ca să-l întărești și pe ăsta. Că atunci ți se dezechilibrează aici tensiunea, da? Da. Bun. Iar ridică piciorul stâng, ăsta, da? Dar ridică, din cu genunchiul întins, se ridică călcâiul în sus. Da, sus. Nu, piciorul drept. Și așa, și ridică sus cât poți. Așa. Bun. Și celălalt? Asta a fost, nu? Da. Ok, bun. Ok, mai ridic pe piciorul. Mai bine? Mai bine. Vezi? Merge mai bine. Da. Ok. Mai ridicat? Ha? Da. E bine, nu? Da. Unde mai ține? Nu? Foarte puțin aici, dar okay. Cred că e presiune care e. Iar ridică și pe celălalt. Ok. Și ăsta? Cum e? Nu se mai simte. E mai bine, nu? Da. Ok. O să spun niște ventuze ca să-ți tragă inflamația. Și din cauza mersului? Din cauza mersului și din cauza solicitării one side, pe o parte, ți s-au dezvoltat asimetric mușchii lombari. Uite, ăsta e da. Mai proeminent decât ăsta. Aici trebuie să lucrezi, să compensezi, bine? Da. Ok. Bun.
Uite, Mori, climesc cu săptămâna, mă bucur că sunteți bine. O să stau așa cu ăsta când mi-am uitat repede acasă. Australia, hello! I will come one time in Australia. Bună ziua, vă mulțumesc mult! De la mijlocul lui August, la Brașov? De la mijlocul lui August, mai sunt 9 săptămâni la Brașov. Eu am organizat în ultima săptămână a lunii să vin în București. Bun. Mă mai uit pe aici un pic. Mulțumesc frumos. Momentan nu am programare disponibilă pentru că programul pe septembrie nu l-am făcut. Cred că trebuie să am cu umărul înghețat, suntem acum. Te aștept. Bun. Ok. La Vaslui. Da, deci nu mai am timp să mă deplasez așa mult prin țară. Astăzi ultima zi. Am fost în București și de luni sunt iarăși la Brașov. Deci momentan pot să fac numai Brașov și București pentru că nu mi-ajunge timpul. Pentru Germania și Austria de două ori am anulat ședințele de terapie pentru că situația asta cu COVID-ul nu m-a lăsat să mă deplasez chiar așa cum mi-am dorit. Dar nu pot să fac tot. În decembrie se poate la Brașov? Cred că sunt la Brașov. Voi fi pe acolo pentru o săptămână. Bun, haideți să-i dau drumul mai departe. Da, deci v-am spus, mă puteți urmări și pe Instagram, am început să fac și acolo live-uri. Sunt tot la fel, Ionuț Bobiți. Mă găsiți. La dev. Bun, hai să vedem. Ok, ridică puțin piciorul, deci nu maxim, numai așa, iarăși îl lași jos, îl ridici și revii, așa, ridici, revii, perfect, ridici, așa, bun, așa, stai, lasă. Bun, faci acum mișcarea tără, cât merge de sus, așa, și celălalt. Perfect. Cum simți? Bine. E bine? Da. Ok, mister. Acum. Întorci chiarăși pe spate. Așa. Deci, ăla e picior, da? Așa, hai să vedem. Zi-mi acum ești? Acum nu se mai simte nimic. Nu se mai simte nimic, ok? Pentru că nu mai ai tensiunea care se strag, da? Ok, eu să mai lucrez un pic aici. Ca să eliberăm aici tensiunea. Thank you.
Ai văzut? Nu credeam că într-o de spate pe mine. Ia vezi cum e de mine. Da. E mare, a? Flexibil. Ideea este să nu faci piruetă, da, și să dăm metrile pe sol. Da? Pentru că atunci sucești genunchi, da, șult. Șult. Ai văzut? Tensiune aici îți dă durere în genunchi. În genunchi. Ok? Te vedem, să știi. Ha! Mă bucur! Ușor, să aici, să aici, las mare. A pus ustera, jos, doi genunchi. Nu știu, încă. La întindere, cu tine. Capul sus. Jos. Mâinile pe burtă. Așa, relaxez gura să rămână închisă, da? Trage mai în piept. Pe nas de afară. Relaxez. Acum respiri, să lasă capul jos și respiri. Ok, nu fac de acum programările pentru decembrie, că nu știu exact unde sunt. Multe vindecări, eu nu vindec. Mulțumesc frumos de apreciere, dar eu nu vindec. Eu ajut doar corpul să se vindece, eu nu vindec pe nimeni. Ok. Cluj, Bihor, paia. Da, și ar trebui să mă clonez în Constanța. Da, n-am mai apucat să vin pe nicăieri. Pentru că sunt programările în avans făcute și n-am mai putut să modific nimic. Ok, bun. Hai să vedem, am schimbat camera. Cum ești acum? Mai bine? Mult mai bine. Ia fă mișcarea asta cu piciorul. Așa, cum o simți? Leger. E liber acum piciorul, da? Și celălalt? Ok, deci, mă repet, acesta aici avea o operație de... a avut o tumoare pe capul femoral și s-a schimbat, are proteză de șold. Acum 2 ani, ai spus? 2 ani, da. 2 ani, da? Și el avea multe tensiuni. Avea tensiuni în muscular și dădea și durere pe genunchi. Ok, acum, te întorci pe parte, te rog. Încolo, spre scaun. Stai că nu mai știu cum să-l pun. Așa, te ridici în picioare. Așa. Bun. Cu capul sus, ne ridicăm în picioare. Ok, plimbă-te și spune-mi cum se simte la mers acum. Cum mai bine, da? E liber? Da, e liber și piciorul. Și poți să-l îndoi. Să-l îndoi genunchiul cum trebuie. Mersul, da, lejer. Ok. E bine, nu? Da. Eu sunt fericit. Bun. Mii de mulțumiri că ați avut răbdare să vă uitați. O să mai intru. Când am subiecte interesante, intru, v-am arătat și noua tehnică cu care mă tot joc eu de câteva luni și care e uimitoare. Bun, mii de mulțumiri, să aveți un weekend plăcut. Eu trebuie să-i dau mai departe. V-am pupat!